Mulțumesc că s-a făcut un efort deosebit și vine și sâmbătă. S-a reușit ce i s-a propus, s-a avut și la fața locului. Da. La ochiometru se pare că lucrarea este bună. Sperăm să fie din toate punctele de vedere. Așa, domnul Chel Neagră, domnul Dumnezeu de Șantier? Fără probleme. Fără probleme. La pod, cum merge treaba? La pod, momentan, se lucrează la suprastructură și la calea podului. Săptămâna asta se va turna și apa de egalizare pe jumătate de cale care este închisă și, de asemenea, săptămâna asta se lucrează cu mortare speciale la suprastructură, la intradosul planșeului, cum ar veni. Se vor aplica morse și vopseli speciale anticorozive pentru beton. Și cam asta e acțiunea la pod săptămâna asta. Ne întoarcem un pic la drumuri. Mergem mai departe cu sensul giratoriu. Care e strategia când turnăm sensul giratoriu? Tot? O să trebuia să închezi tot așa, intersecția de acolo? Cum mai e? Vreau să turnăm intersecția, să turnăm de dimineață o bandă, să facem sensul, apoi să lăsăm să răcească asfaltul. Deci lucrăm cumva ca și pe George Enescu, da? Exact. Deci când tot sâmbătă? Vineri sâmbătă. Vineri sâmbătă. Cum avem pregătit și cum să... Mai jos, Mărăștiu, Mihai Eminescu, am terminat cu partea de trotuare, de pavele, inventari, bate. Mărești este finalizat, s-au finalizat ieri și parcările în Iepatie, da. Roci la Eurostela, la Baia Centrală. Da. Astăzi și mâine, maxim 3 zile, se termină și frezat în jurul sensului giratoriu și mai este o porțiune pe strada Mihai Eminescu pentru a pregăti lucrările de asfaltare. Da. Edilul Sucevei i-a atenționat pe constructori că este necesară pregătirea cât mai rapidă a strategiei pentru lucrările ce sunt necesare la pasajul peste calea ferată din cartierul Ițcani. Spuneam să facem o strategie și pentru pasajul peste calea ferată, chiar dacă nu lucrăm la partea de rulare, de sub, de acolo, la piloni, la asta, când, domnul Vidu? O să demarăm... Mai trece o lună de zile și vine toamna, avem ploile. Nu, se lucrează conform proiectului, conform graficului depus. O să demarăm în luna august lucrările la pasaj. Da, bun, la modul concret, dar lucrări pregătitoare pentru pasaj. Ce mai sunt făcut, aveți o grămadă de schele metalice, ce mai este de acolo? Da, lucrează? sunt pregătite schele și, Uranță? Cum v-am spus, la 1 august, cum am început și podul, așa o să începem și pasajul și vom lucra în graficul înaintea la asta. La sfârșitul acestei săptămâni vor exista din nou restricții de circulație, întrucât se pregătește finalizarea sensului giratoriu din zona catedralei, apoi constructorii firmei Botoșenene se vor muta în Ițcan la lucrările podului și pasajului. Urmează mai departe să turnăm sensul giratoriu și la fel la sfârșitul săptămânii vineri și sâmbătă, la fel cu restricții pe bandă și pe alta, după care să coborăm jos pe Mărăști și Mihai Eminescu. Și pe Mihai Eminescu s-au terminat de amenajat parcările. Deci se poate turna de acum asfalt. Vrem să ieșim din zona centrală, după care să mergem în zona Ițcani, unde avem cele trei străzi, Grigore Alexandru Ghica, Cernăuți, Traian Vuia. Și lucru cel mai important, lucrări la pod, în care domnul director spune că sunt în grafic. Probabil nu pot să urmăresc fiecare lucrare, pentru că au întindere pe toată perioada de lucrat se lucrează. Am fost mai multe ori acolo la pod. Le-am cerut insistent, așa cum ați văzut, să fac lucrări pregătitoare, chiar dacă nu atacă efectiv calea de rurare și alte aspecte la pasajul peste calea ferată. Mi-au spus că lucrează deja la structurile metalice și alte operațiuni pregătitoare pentru pasajul peste calea ferată. Sperăm să fie așa.